Continuăm următoarea etapă sau parte a sistemului hormonal feminin. Și pentru mine și pentru doamnele noastre, eu cred că este cel mai important ceea ce voi zice astăzi. Deci astăzi noi vom vorbi despre uterul. Cum zic eu, fabrica care produce și fabrica care protejează și fabrica care dă naștere o ființă umană. Deci, un pic așa din anatomie, ca să ne fie cât mai clar nouă și mai pe înțeles. Deci, este colul uterin, avem fundul, cum zicem noi, cavitatea uterină, avem canalul cervical, vaginul. Deci, este corpul uterului, da? Unde merge trompa iată regiunea respectivă. Avem orificiu, da, a cervicalului intern și extern, da? Și este partea respectivă porțiunea supravaginală, deci a colului uterin, și este porțiunea vaginală a colului uterin inferioară. De fapt, deci porțiunea respectivă este colul uterin, ca să despre și el vom vorbi, și orificiul cervical. Deci, iată, în felul următor, așa, un desen mai, cât de cât mai clar să fie, da, deci ovarele, trompele uterine și uterul nostru. Este endometriu, miometru și avem perimetru, deci peretele uterin. Vreau să menționez că cel mai periculoasă și cea mai dificilă situație, sau cum zicem noi în medicină, patologie, dar nu patologie, dar situație neplăcută, deci este endometrioza. Această boală îți răpește bucuria femeii, parte feminine. Avem tipuri de endometrioză, da? Superficială, ovariană, profundă, abdominală. Ceea ce este abdominală, deja asta este o endometrioză foarte complicată, care ea poate se extinde și nu numai ce ține de organul nostru feminin, dar și tot corpul. Deci sunt cazuri când ajungem endometrioza și la creier. Deci o să vă povestesc un pic mai târziu ce simptome mai sunt. Endometrioza, de fapt, reprezintă un dezechilibru hormonal foarte manifestat, deci foarte problematic, care duce la proliferarea endometriului. Deci, iată, în felul următor, că noi să vedem, da, care ea afectează și cum ar fi ca un parazit, cum zic eu, un parazit care parazitează pe corpul nostru, deci pe uterul nostru. De obicei, el apare cel mai des ovarele și trompele uterine și atât corpul. Dar în dependență de. Deci endometrioza este într-adevăr cea mai mare dificultate care duce la infertilitate. Deci la aceea pentru a concepe un puiuț micuț. Deci, când este endometrioza, este foarte important cum o abordăm și cum o tratăm. Și ea este, dacă sincer, dificil ca să fie depistată. Deci, mai sunt câteva, hai să zic așa, ipoteze, da? Deci, endometrioza este o inversare a fluxului menstrual, o menstruație retrogradată, adică care se depozitează, proliferează endometriu în afara uterului. Adică, deci e un caz similar, chiar recent, cu colega de-a mea, care ea și e doctoriță, deci avea niște simptome de endometrită, dar nu și-a dat seama că e endometrită, gândea că deci, de fapt, e cancer. Numai după un remine, deci a depistat că cu ceva ani în urmă, deci ea, o paranteză, a avut chirurgicală înlăturare de pe uter, trompe, ovare, deci bucățele astea de cărniță, hai să zic eu așa, de parazit endometrioză, deci, dar a fost afectat un vas sanguin, deci în tăiat. Deci în vasul cel a nimerit câteva bucățele endometrioză care ele au parazitat, s-au mișcat, au plutit ca corabioara prin tot corpul. Și prin ce s-a manifestat simptomatic? Când trebuia să fie ciclu, deci ea avea
hemoragie prin nas, gură, urechi. Deci nu puteau să depisteze, la care ziceau specialiștii că, băi, uite-te, este un cancer. Numai prin renemie și, sigur, prin niște analize mai riguroase, a depistat că asta este o endometrioză, la care, sigur, că a fost tratat, dar cu mare dificultate și deja medicamentos. Chiar și chimioterapie, ca să poată să aducă la o normă. Deci atunci când noi, deci când partea feminină are endometrioză, noi avem în primul rând niște dureri anormale pelviene, în partea interioară. Deci pot fi mai specifice și mai pronunțate în timpul ciclului menstrual. Poate fi durerile chiar și în timpul urinării, dar asta atunci când este deja o endometrioză mai complicată, hai să zic eu așa, mai veche. Atunci când noi mâncăm și avem un tranzit intestinal, avem balonări, avem niște dureri parcă ar fi în fornixul abdominal, ar fi lichid, așa dureri pronunțate. Deci sunt urinări cu sânge. În scaun avem urinări, balonări, crampe abdominale, chiar severe pronunțate, diaree, constipații. Deci, ceea ce este legat de menstruație, avem foarte abundent hemoragie, chiar și cu cheaguri, cum zicem noi așa, de felul ăsta. Menstruația se mărește, poate fi mai mare de 7 zile, poate fi și 14-15 zile, poate fi și o lună și două. Deci, în dependență de starea și gravitatea acestei patologii. Permanent pacienta, deci doamna are oboseală cronică, nu are dispoziție, are indispoziție, deci nu vrea nimic să lucreze, să facă. Deci cum ar fi, parcă ar fi, foarte mult se confundă cu clinica de la depresie. Foarte des endometrioza este localizată la nivelul creierului, da, și are dureri foarte mari, deci este confundată cu migrena. Des este la nivelul plămânilor, da, care e cu tusă și cu sângerări. Atunci când începe a tuși, deci are așa scuipă firișoare de sânge, foarte mult e confundată și cu cancer. Deci este foarte atent de analizat. Un singur lucru care este nu prea, hai să zic eu, benefic în endometrioză, deci nu toate uleiurile esențiale sunt benefice. Situația sau problema principală care este la uleiuri, deci din motiv că ele sunt foarte multe estrogenice. Anume că în endometrioză nu se recomandă uleiuri esențiale estrogenice. Deci plantele medicinale cu efect antiestrogenic se folosesc în endometrioză. Cel mai bun ritual al dimineții, deci este tămâia, ea care într-adevăr este de prima urgență. Se ia 7-8 picături, de fapt, eu câteodat pun, deci le spun la colegii mele să-și pui câte 15 picături și să maseze partea inferioară și superioară a abdomenului, timp de 90 secunde, dacă este posibil și mai mult. Se repetă procedura respectivă de mai multe ori pe zi, de cât este posibil. Se masează în partea inghinală, deci foarte des, da? În partea sacrală, chiar se recomandă și între picioare, deci pe labiile, pe vulvă. Deci se masează rectul, se masează coloana vertebrală. Deci o sticluță de ulei, cum zic eu, o iei și te descânți din cap până în picioare. Dar cel mai bun în endometrioză este cupăiba. Deci cupăiba și tămâia își face efectul fenomenal 100%. Se mai folosește helicrisumul, dar se folosește atunci când mai sunt formate deja și aderențe din cauza acestei patologii. Iarăși, deci în afară de aceste trei uleiuri, eu nu aș recomanda alt ulei care ar fi benefic în endometrioză. Deci în endometrioză foarte, foarte atent și foarte minuțios să le alegeți. Pe bază de plante, deci foarte bine mădița de zmeur, coada șoarecelui, crețișoara, ghimbirul, feniculul, mușețelul. Deci iată, când avem noi crampe, avem dureri atunci când este menstruația. Foarte bine merge uleiul de ricin, care se face compresă în partea inghinală.
Să faci compresa, să pune o sticluță cu apă rece dacă avem durerile respective. Foarte bine merge propolisul, lăptișor de matcă, polenul. E important în endometrioză este planta care face drenajul hepatic. Deci ridichia neagră, armurariu, anghinaria, care face un bun, hai să zic așa, component pentru metabolismul hormonal. Neapărat suplimentele de magneziu, vitamina B și plante relaxante. În ce mod plante relaxante? Atunci când este endometrioza pe mușchiul uterului, deci are cum ar fi ca o lacată care cuie se descuie, parcă ar pulsa, da? Și provoacă niște iritări, deci niște senzații de iritare. Deci foarte bine merge pasiflora, adică miere de albine pasiflora, roinița, tei, roinița și uleiul de esențial nu încurcăm. Deci este ceai și este ulei. Uleiul nu se recomandă. Ca să reducem oxidarea celulară, deci neapărat oxidanți, se ia strugurii de poamă, ceaiul verde. Deci chiar semința de la struguri de poamă, toamna, iată când o să vină toamna, culesul poamii, făcutul mustului, vinului, fetelor, strângeți cât puteți, 100 de kilograme, 200, semința de la struguri de poamă. O spălați, uscat, dat prin reșină de făcut cafea, deci prin aparatul respectiv. Și atât prăfșorul ăsta care se primește, îl folosiți în terci, în salate, în smoothie, în ceai, în cafea, unde vreți, îl folosiți. Da? El foarte bine merge. Și sunt tehnici de relaxare. Yoga, tehnici de respirație, meditație, reflexoterapie, acupunctură. Ce putem noi să mâncăm în endometrioză? Da? În endometrioză se folosește omega-3, deci ulei de pește, neapărat. Legumele, dintre legume anghinare, sparangel, vinete, avocado, sfeclă, broccoli, deci dovlecei, spanacul, ardei, ridichi, salată, roșii, mazăre. Dintre verdețuri, deci aici că avem fibre care face hrum-hrum, mărar, busuioc, pătrânjel, coriandru, menta, oregano, ciperci, toate felurile de ciperci comestibile. Deci el foarte bine merge. Fructele, caise, portocal, mandarin, fructe uscate, semințe, leguminoase, cereale cu gluten, deci integral și organice. Foarte atent aici când facem, ce fel de, cum se face. Secara, orzul, oves, deci cereale fără de gluten, deci cu gluten fim atenți, mă refer la ce fel de produse avem noi, da? Semință, dien, susan, mac, pin, semința de pin, mă repet, foarte bine merge. Cu laptele de vacă, deci aici un pic atent dacă avem numai endometrioză sau mai avem altceva legat de sistemul nostru hormonal. Dacă mai este și altceva în care persistă, atunci lactatele se scot. Și deja băuturi vegetale, lapte de migdale, castan, nucă, floarea soarelui, deci goana, orezul, soia. Condimente, oțetul de cidru, deci el foarte bine este folosit 15 ml de ulei, de oțet de cidru într-un pahar de apă și se bea dimineața călduț, pe nemâncate. Murăturile, foarte bine, în special din varză murată. Cartofii dulci, anghinaria, în special bine merg și au efecte fenomenale semințele încolțite. Da? Lactofermentate, proteine, deci ceea ce este și la dotera PB Assist-ul, deci foarte bine ar fi de folosit LLV-ul, iarăși la LLV în componență ne uităm unele componente, deci nu poate să fie folosite dacă mai sunt alte tipuri de patologii în sistemul hormonal. Ce să limităm în alimentație? Carne roșie, grăsimile animale,
dintre condimente sarea. Fetelor, sarea cu iod se scoate din alimentație. Sarea curată, sarea de mare fără iod, ea se folosește, fiindcă ea este un hidrolitic important pentru sinapsele sistemului nervos central. Deci sarea se folosește, numai nu sarea iodată. Cafeaua. Deci cafeaua, dacă noi o folosim neapărat cu ceva condimente din fie ghimbir, fie lămâie, fie grefă și cu lapte. Deci cafeaua curată nu se folosește. Din ce motiv? Cafeaua cu lactate atunci când noi o folosim cu condimente, cu citrice, deci ea nu afectează musculatura sistemului sangvin. Mă refer la cord, inimă. Da? De ce? Deci în endometrioză, deci noi avem supra solicitare a cordului. Deci de ce cafeaua, ca să nu afecteze cordul, se folosește cu lactate. Sigur că mâncărurile prăjite, grăsimile animale, smântâna se exclude. Așa. Deci o să trecem la două patologii, endometrita. Dacă aveți pe endometrioză întrebări, vă rog frumos, puteți să-mi le puneți acum că vă răspund. La endometrita. La endometrita este o inflamație endometriului, cavității uterului interior. Deci asta este un uter afectat. Ceea ce se duce la infertilitatea complexă, câteodată complexă a partei feminine. Deci așa trebuie să arăți un uter, cavitatea internă a uterului în normă, deci așa este un uter afectat. Endometrita este provocată din multe cauze, diferiți germi, da? Ea este acută și este cronică. Atunci când ea este acută, sigur că noi avem dureri foarte pronunțate pelvene, avem pierderi sangvine vaginale, avem scurgerile menstruate cu cheaguri chiar mari, da? Avem un miros așa înțepător, febră foarte mare. Asta este endometrita acută. Endometrita cronică, deci ea un pic are simptomatică ca și la acută, dar mai diminuate sunt simptomele. Deci poate fi în felul următor, că fie o subfebrilitate de 37-37.5, maxim poate fi, dacă în acută la 40, chiar și peste 40, aici 37, maxim poate fi 38. Dureri din când în când așa surde, înțepătoare, miros la menstruație și poate fi cheaguri sau poate nu fi, dar poate fi mărită, se mărește perioada, durata de sângerare. În endometrită, deci endometrita ita, ce se termină cu ita, deci asta este un proces inflamator. Dacă noi avem un proces inflamator, sigur că noi avem nevoie de elemente ce fac ca antibiotic, da, pentru a scoate inflamația. Uleiul antibiotic dă foarte bune rezultate. Deci se face și ovule, se face și spălături, se face și compresii, se ia intern. Deci, mielă, oregano, naioli, foarte bine. Deci, ca soluții naturale, sunt uleiuri esențiale care le folosim noi, clare saci, clare carmu, deci este tablendul respectiv, Deep Blue capsule, foarte bine merg în endometrită, tămâia, santalul, în special Winspiro, nu numai că este folosit ca parfum, dar este folosit chiar ca în tratamentul procedural al endometritei, deci în inflamație. Ca produsele de bază sunt fitoestrogenul, Loftime complex, da? Asela în considerație foarte bine merge ciprisul, da? Eucaliptul, geraniu, onguardo foarte bine, dar ciprisul, clare saci, clare cam, de blu, tămâia, santal, minunat și vinsper. Tămâia se pune 2-3 picături sub limbă în fiecare seară și dimineața. Chiar puteți de 3-4 ori pe zi, nu numai dimineața și seara. Atunci noi când avem dureri și crampe, deci avem câteva protocoale. Deci se aplică 2-3
sau patru picături, cinci picături, în dependență de clarican cu clarisaj, cipres. Deci, în combinație, poate să puteți le puneți pe toate trei, câte două, trei picături de clarican cu clarisaj și cipres împreună și faceți o compresă caldă, anume, pe partea inferioară abdomenului. Intern se ia, deci, 8-12 picături de santal, santalul, da, într-o capsulă, atunci când se declanșează ciclul menstrual. Și în a doua zi, deci de luat 6-8 picături de santal într-o capsulă. Foarte bine diminuează durerile și reglează abundența hemoragiei. Deci curge lent, intens și dispare mirosul. Tot foarte bine merge bazilul, da, clarisagiu, diblu, geraniu, peperment, pe partea inferioară a abdomenului și a spatelui. Deci puteți face și sau numai o porțiune, sau spatele sau abdominul. În dietă se include ulei bogate, deci grăsimi mononesaturate, cum ar fi măslinul, foarte bine merge. El merge și împotriva candidei, măslinul, numai că trebuie sterilizat. Se face exerciții fizice. Nu folosim parfumurile, băi cu diferite șampunuri sau sunt soluții igienice cu aditivi complexe, se scoate deodorantele. Deci când purtăm lingerie intimă, deci neapărat din bumbac și nu trebuie să fie strânsă pe corp, dar să fie largă. Și ciorapi, neapărat ciorapi, golanți îmbrăcați, dar din fibră naturală. Da? Să evitați pantalonii strâmți. În special, iată, în endometrită se evită haina strâmtă pe corp, ceea ce este de la bazin în jos. Da? După ce mergeți, sigur că la WC-ul, deci neapărat să spală. Deci este o igienă intimă, o igienă corectă, care trebuie efectuată și nu prea tot timpul o efectuăm. Poate că știm, poate că uităm, poate că ne este în lemn. În cazul dat, din ceaiuri se face romanița, salvia. Deci, următorul la noi va fi fibrom uterin. Deci, iată, avem uterul și avem diferite categorii de fibrom. Tromba și ovarele. Avem fibrom intramural. Da, avem intramural, iată, este în mușchi, să are în vedere. Avem submucos și subseros. Aceste fibroame sunt foarte periculoase de faptul că dacă din caz de ceva deja este un fibrom submucos sau iată cum este intramural în dependență de mărime, dar în special iată acesta, deci submucosal și este sarcină, atunci poate fi la descoamarea placentei și la pierderea sarcinii. Iarăși este un minus pentru a concepe un puiuț. Deci, infertilitate. Și în cazul respectiv, când este sarcina, foarte des la 16-17 săptămâni, maxim până la 20 săptămâni, după aia se primește naștere prematură sau întreruperea sarcinii, cu hemoragie și poate duc și la extirparea organelor genitale. Deci, e foarte atent atunci când planificăm conceperea unui copilaș, ar fi necesar de efectuat o examinare a organelor noastre interne hormonale. Uter, tromb, ovar, coluterin și vagin. În special mă refer la uter. Mai avem, cu peduncul, cu picioruș, care este în interiorul uterului. Deci acest care cu piciorușul, deci el de fapt poate fi situat în diferite părți a uterului, poate fi în intrarea în trompe, poate fi în mijloc, poate fi în cavitatea interioară a uterului, în intrarea în cervix. Și atunci sigur că avem infertilitate, deci nu putem să concepem un copil. Deci avem cu peduncul exterior, care nu este atât de periculos pentru noi, pentru sarcină, dar atunci când deja este sarcină, se mărește în volum, deci crește copilașul, poate fi la o ruptură uterină. Deci, în dependență cum este situația, cât de tare este încarnat în mușchiul uterului. Este intramural,
când aproape de cervix, de partea inferioară. Deci el comprimă intrarea, deci spermatozoidului în uter, iarăși duce la o infertilitate. Deci este important depoziționarea, de forma, structura, modul, clasificarea acestor fibrome uterine. De fapt, ce este un fibrom uterin? Deci este o masă celulară care este în nivelul interiorul, hai să zic așa, mediul interior, intern, extern al uterului, cavității uterine. Poate fi și de grosimea uterului, poate fi și mai mic. Deci el este situat de-a lungul mușchilor netis, da? De fapt, el se ocupe ca o tumoare fibroasă, dar nu este malignă. Da? Atâta timp cât ea nu crește în volum, atâta timp cât noi nu avem, deci în diametru, nu în volum, da, da, în volum, în diametru, atâta timp cât noi nu avem hemoragie, atâta timp cât noi nu avem dificultăți în a elimina eliminările în timpul menstruației. Adică mă refer dacă el nu este situat, iată, în partea inferioară a uterului. Deci nu este periculos. Este important atunci când noi avem un fibrom să fie examinat odată la 6 luni la o zi pentru a vedea în dinamică crește sau micșorează. Dacă el crește, deja este un clopoțel pentru noi ca să fim foarte atenți. Fibromul, de fapt, apare atunci când noi avem o disfuncție hormonală, deci, iarăși, situația sau dificultatea principală în sistemul hormonal este îl joacă estrogenul. Deci, dacă noi avem estrogenul mărit în organism, atunci sigur că noi avem și creșterea de fibrom. Progesteronul nu stimulează atât de mult creșterea fibromelor, cum stimulează estrogenul. Chiar dacă nu este estrogenul în organism, deci el, progesteronul este cu mințelul, știi locul, știi funcția. De ce? Este important în cazul nostru, atunci când avem fibrom uterin, să putem regla cantitatea estrogenului în organism. Avem fibroane intramurale, subseroase, submucoase, pendiculare. Da? Cum am zis, cel cervical, deci este, apare rar, dar totodată el poate fi interior, dar poate fi exterior, care este lipit de ligamentele uterului. Adică la nivelul colouterin, care duce, cum am zis eu, la o infertilitate. Cauzele care sunt, cum am zis, în primul rând, consumul de grăsimi saturate, da? Carne procesată, carnea care este imbibată cu estrogeni artificiali, cu hormoni și așa mai departe. Deci în cazul respectiv noi trebuie să folosim cât mai mult fibră vegetală. Deci altă cauză, cum am zis, este excesul de estrogen. Atâta timp cât noi știm că avem un fibrom uterin, este important să ne măsurăm tensiunea arterială, fiindcă în cazul dat, de multe ori se asociază cu hipertensiune arterială. În cazul că este hiperplazia endometrială, adică poate să formeze și o mastoză fibrochistică, da? În cel mai rău caz, doamne ferește, un cancer pe endometriu. Deci este foarte important să ținem la evidență și hipertensiunea arterială. Nu este strașnic, nu este periculos, dar oricum. Simptomele care sunt în fibrom uterin sunt sângerări menstruale anormale. Adică în ce sens? Ciclul menstrual poate fi prelungit, poate fi de 3 ori, 4 ori pe lună, din cauza dacă el este abundent și este repetat des, deci avem o anemie, da? Avem sângerări înainte, de exemplu, de menstruație, care așa, parcă îți pare că, uite, parcă menstruație, parcă nu menstruație, dar de fapt am niște măscăleli, da? Deci, sau cum am zis, între sângerări între menstre. Avem dureri pronunțate în partea inferioară abdomenului pelvian, deci dureri la urinare. De multe ori se confundă fibromul cu endometrioza. Deci foarte atent trebuie să fim. Endometrioza e cea mai periculoasă pentru noi. Și de multe ori se confundă fibromul uterin cu endometrioza. Sigur că fibromul uterin, în dependență de diametru, locație, deci el duce la infertilitate. Deci este așa un protocol care l-am folosit nu o singură dată, chiar și eu personal și pe câteva pacienti de-a mele. Deci este care el e divizat în 2 săptămâni. Deci în prima săptămână am un protocol pentru lavandă, cipri, stămâni și clarisaci. Da?
neapărat spune pe ulei de struguri din sâmburi de poamă. Și a doua săptămână neapărat se face mirtul, geraniu, tămâie, da? Și se face neapărat masaj pe abdomen, talpă, la închiturile piciorului, de câte ori putem, de 3 ori, 4 ori, 5 ori, 7 ori, 10 ori, chiar minunat, chiar putem să facem la fiecare oră. Neapărat omega-3, vitamina B, deci este foarte importantă vitamina D atunci când noi avem endometrioză, endometrită, fibrom și multe altele care vor urma un semnal respectiv. Deci importantă vitamina B, vitamina D, deci vitamina B6, B1, vitamina C, da? Vitamina B12, calciu, magneziu. Deci este foarte, foarte, foarte importantă în cazul dat să le folosim. Ca să optăm așa pentru un tratament conservator, deci plantele aduce reale beneficii, da, într-adevăr. Putem să folosim plantele medicinale, vrem în infuzie, vrem macerată, vrem pulbere, nu contează, dar este important să fie folosite. În special, eu foarte mult îl iubesc, coada calului, traista ciobanului, păpădii, gălbinelele, coada șoarecelor, în special și coada calului, deci este fenomenal în cazul dat. De ce? Aceste două plante, în special coada calului șoarecelului, deci ele nu numai că ne ajută noi pe plan hormonal, e antiinflamator, dar totodată duce și la curățirea ficatului. Că de facto la noi, că se primește fibrom uterin, endometrit, endometrioză, deci este o stază de circulație sangvină în ficat. Deci în ce mod? Nu este circulația sangvină, curățirea, hai să zic așa, a organelor noastre genitale. Și iată în așa caz, deci este foarte important ca noi să folosim coada calului, coada șoricelului. Ca, hai să zic așa, ca stimulator și reglator brânca ursului. Foarte bine el nou ne ajută. Fie de coct sau fie ceai. Sunt recomandate tincturile, da? Dacă avem hemoragii prelungite. Da? Iată, 30 de picături de crețișoară, urzic, traista ciobanului. O doime de apă plată, apă călduță, fiartă, da? 3-4 ori pe zi. Facem compresie, da? Facem comprimate, facem băițe cu angelica, lemn dulce, laminaria. Deci, dar tratamentul respectiv durează 3-6 luni, chiar poate fi și 12 luni, ca să obținem un efect pentru noi dorit. Gemoterapie folosim, produsele apicului folosim, aplicate cu compres calde. Deci sunt mai multe. Dar este important și alimentația. Neapărat zahărul îl înlocuim cu mirea de albini, cu omega-3, zinc, vitamina C. Ca soluție naturală, deci mai am o rețetă foarte bună, da, care foarte mult îmi place. Folosesc nu numai fibrom uterin, dar și atunci când este o dereglare a menstruații, deci iată rețeta respectivă folosesc și de multe ori o recomand colegilor mei care într-adevăr au și pacientul care au rezultate, chiar și a durieri înainte de menstruații sau când este o hiperemie a, hai să zic așa, pieptului, da, mameloanelor. Deci iată cu plânt respectiv putem să ne ungem și în jurul mamelonului, chiar și pe mamelon. Deci nu ne ameliorează situația, starea respectivă. Soluțiile naturale care sunt, cum am zis și mai repet, deci este ulei de ricin, dar foarte, foarte bine ca inflamator, antioxidant, este ulei esențial de turmeric. Nu mai aplicat local, dar putem să-l folosim și intern. În capsulă cu ulei de germen de grâu, avocado, 4 picături, ulei turmeric, restul ulei diluat și de băut în capsulă. Pentru soluții naturale ca fibrom uterin, ce v-am făcut, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat, putem să folosim protocolul de iertare, deci care le avem noi deja la dotera, este o cărțulie care le putem folosi. Celular, C2, embolic, echilibru hormonal, neurologic, senzorial, solar. Deci în toate aceste 8 protocole, deci este foarte bun pentru sistemul endocrin.
În herbalism, deci febroamele, deci nu numai că el ameliorează simptomele, dar deci nu este socotit ca boală. Deci este o situație care într-adevăr ne aduce multe beneficii, da? Cum am zis eu, febroamele sunt cauzate de stagnare pelviană, da, în funcție hepatică, iată cum am zis eu, da, atunci când avem o funcție hepatică slabă. Deci, ca supliment, ca să putem să curățim, să ajutăm noi ficatul nostru, deci foarte bine este armurariu care ne ajută într-adevăr bine și îl curăță și îl pune în funcțiune. Este semința și este și praf, deci putem să facem și ceaiul. Avem ierburi decongestive, da? Avem ierburi hepatice pentru fibroame care le putem folosi, deci foarte bine merg. Deci, iată, avem plante, rădăcina de păpădii, frunzele de înghenari, gentina, gelondina, da, portugalben. Deci avem plante antispastice pentru fibroame, da, iată, toate dintre acestea plante putem să le folosim. Deci eu aș folosi ghimbirul, cireșul, dar la cireș luăm creguța, deci piciorușul de la cireșulcă care rămâne, da, el foarte bine, foarte bine merge. Eu aș lua, de exemplu, melisa ca ceai pentru ca să ne putem să ne liniștim. Deci aș face un decoct și aș folosi. Cum am zis, ierburi care să fie bogate în fer, magneziu, calciu, neapărat. Verificăm anemia. Deci hemoglobina fiecărui pacient în parte. Avem ierburi stiptice pentru fibroame. Avem adaptogene, da, pentru fibroame. Foarte bine merg. Deci în adaptogen este important ca noi să putem calma, deci totodată ajuta hipotalamusul, da, ca să ne poată ajuta pe noi să facem o, hai să zic așa, un salt din a ne elibra de aceste simptome care le avem. Avem neapărat și vă sfătuiesc să folosiți ashwagandha, deci este o plantă, sunt capsule care reglează sistemul hormonal, antiinflamator, da? Adaptogen, shatavari, deci foarte bine, eu și acum le folosesc, merg bine. Sursele bune care sunt fibre sunt broccoli, guana, semințe de chia, deci fasolea în orice formă și în orice, orezul brun, hrișca, secara, ovesul, da? Deci le folosim ca alimentație. Deci în fibroame foarte bine este și recomand să fie reglat progesteronul, estrogenul micșorat și progesteronul reglat. Și atunci sigur că noi vom micșora și va duce chiar în unele cazuri și la dispariția acestor fibroame. Următoarea situație sau patologie cum este, eu zic colouterin, da? Deci, iată, după ce am mers noi uterul, avem colouterin, care deci vaginul și atât între uter și vagin colouterin, care este foarte important. Deci, hai să zic așa, este ușița sau poarta deschiderii pentru a parcurge cu spermatozoidelor pentru concepere. Deci, dacă noi ne luăm în raport cu cum este situat colouterin și cu vaginul, da, noi avem supravaginală și intravaginală, da? El e într-o formă conică, are 3 cm, are canal cervical, are două orificii extern și intern. De ce menționez că este foarte important orificiile respective externe și interne, intern care intră în uter, extern care intră în vagin, da? O să vorbim mai departe despre polip. Și prin canale respectiv cervical, deci este important cum putem să facem noi și un tratament. Sigur că deja este alipit partea anterioară și posterioară, da, de intestin, partea posterioară, vezica reunară, da, și foarte mult ne poate ajuta în tratament, dacă este colouterin și dacă este partea exterioară vezica urinară prin a face anumite irigații. Deci avem vascularizare, avem lifocitica și celelalte. Deci rolul principal
are colouterul care funcția menstruală, sexuală, fecundație, gestație și statica pelviană. Ce avem noi legat aici cu statica pelviană? Deci a menține uterul în forma lui normală, corectă, deci nu a face un prolaps uterin. Deci e foarte important pentru partea feminină. Afecțiunile care le avem noi la colul uterin, deci avem cervicită, displazia, ectopie cervicală și infecții cu HPV. Da? Ce înseamnă cervicită? Popular mi spune rana pe col. Da? Cervicita poate fi poate genera o sarcină ectopică, adică o sarcină extrauterină. Deci, iarăși, la fel, cervicita poate fi rană pe col, poate fi de fon hormonal sau poate fi fon mecanic sau poate fi de un fon microbian. Deci, iarăși, pentru cervicită foarte important să depistăm de care tip este cervicita dată, că atunci vom putea să facem un tratament mai bun. Dacă este cervicală, da, deci în primul rând sunt afectate celulele endometriale, adică peretele interior a uterului. Dacă este o displazie cervicală, deci este o displazie a nivelului inferior acolo uterin și poate fi ușoară, moderată sau severă. Iarăși, în dependență de situație și de durată a acestei patologii. Sigur că pentru a depista, deci în primul rând, după cum știm, se folosește testul Babeș Papa Nicolau, care poate să ne depisteze și să ne spună deci, graviditatea acestei patologii. În infecția cu HPV sau human, da, virusul papilomă, hai să zic așa mai ușor, deci sigur că el se transmite prin cale sexuală. Ele sunt mai multe tipuri, vreo 40 de tulpini, vreo 40 de tipuri care e foarte greu de depistat. Dar, oricum, dacă depistăm măcar un tip din acest HPV, deci atunci noi știm cum să facem un tratament în cazul dat. Deci avem polipii colouterin. Deci acesta este un proces patologic benign, da, la colouterin, care se dezvoltă în regiunea istmului uterin, adică între colouterin și uter. Și este o situație chiar neplăcută, fiindcă iarăși duce la infertilitatea partei feminine. Deci ei sunt picioruși, sunt încarnați, da, sunt de diferite forme și altele. Deci este foarte dificil atunci când este un polip acolo teren, fiindcă nu orice care chiar o simplă, hai să zic, viața sexuală, deci ea are hemoragie, deci se îngerează și abundent. Câteodată poate fi că se fie printr-un chiuretaj că nu se poate opri hemoragia. Ca să diferențiem, deci avem polipi glandulari, fibroși și adenomatoși. Ei sunt formă gelatinoasă, deci gelatinoasă, fibroasă și adenomatoasă. Deci cei care sunt adenomatoși, anume că ăștia sunt mai periculoși decât ceilalți care gelatinoasă. Ei se pot trata. În simptome, deci, cum am zis, avem în primul rând hemoragii, da, intravaginal, sigur că când mergem palpativ, chiar câteodată noi facem o irigare vaginală, hai să zic, o spălătură vaginală, palpativ putem să-i simțim când facem cu degetele. Durerile așa sunt moderate, poate fi și febră, dar cel mai des atunci când mergem la facem pipi, deci avem așa un disconfort, parcă ar fi o constrângere în vagin, deci parcă ar fi așa ca un fel de puncții. Deci asta poate să fie unele simptome la polipii colouterin. Tratamentul care avem noi naturist în cervicită și polipi, deci în primul rând se fac irigațiile, da? Deci cu bicarbonat de sodiu, sare, deci picioarele permanent să fie călute, apă caldă, picioarele puse, fiindcă să avem o irigație, fluxul sanguin neapărat. Deci asta se face nu o zi, două, dar în minimum 21-30 de zile, da? Deci atunci când facem o băiță la picioare, neapărat spun uleiuri ca antimicotice, antiinflamatoare, uleiuri esențiale, ierburi se fac
cu romanițe, cu traisa ciobanului, cu salvie. Deci, după ce ați făcut băița, neapărat îți îmbracă ciorăpiei. Deci, dacă cervicita este o cauzată de o patologie, de o situație infecțioasă, neapărat să produc, să ie produsele naturiste cu efect antibacterian, antiviral, antifungic, antiparazitar și imunitate. Onguardo, mela, tămâia, copaiba, deci același juniperul se folosește, helicrisumul se folosește în cazul dat. Din semință, semințe de sena, da, se folosește tinctura de aloie, păpădii, castanul sălbatic. Dacă noi luăm intern, atunci neapărat tinctura de traista ciobanului, putem coada șoareciului și multe altele. Eu aș recomanda în cazul respectiv de luat oregano, miel, cimbru, da, cimbru, fiindcă el e ca regulator a progesteronului, helicrisum, tămâie și copaibă, deci ca, ca o capsulă cu ficare, cu o picătură de ficare intern de 4 ori pe zi. Tot acest blend, punem câte 5-6 picături de ficare în 15 litri de ulei și facem un blend pentru a face masaj pe partea inferioară abdomenului, talpă și spate. Iarăși, sunt diferite rădăcini de tătăneasă, stejar, deci multe alte plante care noi le putem folosi în afară de uleiul. În cazul dat, noi putem să facem și să folosim vitamina C naturală, da? Cum este lămâia. Neapărat, în cazul respectiv, el foarte mult ajută, este spirulina. Deci în așa situație este folosită spirulina. Facem spălături vaginale. În spălături vaginale eu aș recomanda să facem cu pelinul. Deci se fierbe pelinul, se lasă 10 minute și se face neapărat, cum zicea Rareș Simu, da? Deci se face o spălătură, spălături cu pelin. Iată cervicita, dacă să ne uităm, deci este în forma dată, că diferite forme, deci diferite localizări în colul uterin. Facem tampoane cu gelatină, deci este din gelatină făcută cu diferite componente naturale de plante. Chiar putem acolo să punem și uleiuri esențiale de oregano, dar nu punem mult, fiindcă larde, cu mielă. Naioli noi avem, deci la doTERRA foarte bine merge, copaiba, tămâia merge și le folosim. Tamponașele puse în vagin ca să fie așa adânc, aproape lipite de colul uterin. Deci aș fi vrut să vă arăt, iată, în displazie, da, deci iată colul uterin normal, deci iată cum este în formă colul uterin, cam cum e, este defectuos, da. Iată în forma dată. Deci de multe ori în vaginal, deci când se uită o pacientă, deci foarte des se confundă atunci când este o cervicită hormonală. Deci, în ce mod? Cervicită hormonală. Deci, ea este o culoare așa brună, deschisă, roșie, ca o monetă, da, de, cum este o monetă rotundă, ban, deci un bănuț, da, deci o monetă rotundă, dar este așa un pic bombată. Deci, asta este o cervicită hormonală care de multe ori se confundă. Ar fi bine de să fim foarte, foarte, foarte atenți. În tratamentul HPV, deci neapărat foarte bine merge dacă vă faci o cremă solidă, da? Sau o vulie, sau cu lăptișor de matcă și cu propolis, foarte bine merge. Extracții vaginale, deci ashwagandha, cum am zis, neapărat este, chiar sunt capsule, sunt prăfuleți împreună, putem să le punem cum am făcut eu, am pus cu lăptișor de matcă și cu mielă, ulei esențial de mielă. Și a făcut ovule. În tratament, deci ca sfat pentru HPV, deci foarte important este în cazul dat când facem tratament, se facă și partenerul nostru pe penis. Deci, ce proceduri facem noi, acele proceduri se le facă și partea opusă, deci partea masculină. Dacă facem numai noi, atunci sigur noi nu vom putea să avem un efect.
Din ce motiv? Că pe căpșorul penisului, deci rămân celulele care sunt contactul actului sexual, rămân pe penis, pe căpșorul penisului. Deci ele nu sunt tratate și înapoi ne infectează. Nu că ne infectează, dar înapoi, deci se primește hai să zic așa, o transmitere de anumite celule care se infectează colul uterin și se produce, iată, infecția dată. Uleiului de iarbă, arbor de ceai foarte bine merge, fiindcă el este antiviral, antifungic, antibacterian. Deci, foarte bine. Ce facem? Înmuiem o bucățică de vată în ulei de arbor de ceai și o plecăm pe zona afectată. Deci, tratament. În situațiile când avem noi cervicită, da? Endometrioză, fibrom, endometrită, deci foarte bine merge, cum am zis, curminul, da, turmericul, fiindcă el este antioxidant, antiviral și antiinflamator. Îmi cer scuze. Din motiv că acest ulei nu poate să provoace deci mărirea în urmă a estrogenului. Uleiul de oregano, deci este foarte bun. Uleiul de mentă, deci eu am scris unele utilizări cum le facem, cum le fac ca de obicei eu. Fierbem apa călduță, punem câteva picături de oregano și deci în zona afectată facem spălăturile date, da, și sclătește. Apa caldă undeva de 35-37 de grade, deci putem să facem de 2-3 ori pe zi. La fel cu uleiul de mentă și la fel cu uleiul de cimbru, arborul de ceai, cum am menționat. Hai să zic așa, dificultate care o avem noi este prolapsul uterin. Deci avem prolapsul uterin de gradul 1, de gradul 2 și de gradul 3-4. Deci 3 seamănă cu 2, dar 4 cel mai complicat. Ce este prolapsul uterin? Atunci când, cum am zis eu, că colul uterin și vaginul, deci este un, zic așa, un suport minuțios a uterului, da, iată și cu ligamentele respective. Deci atunci când noi avem o fibrom uterin și este situat între ligamentele uterului, da, și colul uterin, deci atunci se primește că el micșorează flexibilitatea sau rezistența menținerii în formă, în tonus a uterului și atunci el se coboară în vagin. Deci este, se coboară în vagin. Atunci când este gradul 1 și gradul 2, deci neapărat în cazul dat foarte bine ajută gimnastica, uleiurile, simfonie, meditații și afirmații. În gradul 4 deja este necesar chirurgical pentru a ridica înapoi uterul și a fixa cu ligamente. Atunci când noi avem prolaps uterin, avem dureri foarte mari în regiunea jos inghinală, în pelvis, da? Deci când chiar mergem afară cu partea groasă, deci avem permanent dureri. Avem, cum ar fi așa, o peristaltică pronunțată a intestinilor din motiv că nu se evacuează deci, masele fecale din intestine. Atunci când avem prolapsul, deci menstruația este foarte, foarte dureroasă. Urina. Deci când ne urinăm, avem niște dureri înțepătoare la care câteodată ai impresia că gata, îți pierzi cunoștința. Deci să fim foarte atenți atât la simptomatica în prolapsul uterin. În afecțiunile care asociate cu infertilitatea, sigur cum am menționat, deci este endometrioza, endometrita, cervicita, fibroamele. Deci, în cazul respectiv, deci neapărat este ca să facem tratament, să fim atenți, ne atârnăm riguros de orice care simptomatică care apare în cazul nostru. Deci, atunci când foarte des avem relații sexuale și avem dureri, da, dureri în timpul micțiunii, crampe, dureri abdominale, dureri pelviene, deci neapărat să fim atenți, să tragem atenția la care dintre patologiile menționate sunt, ca să le putem face un tratament adecvat, îndelungat, de durată și cu efect. Unele remedii care sunt recomandate, deci este țelină, orezul verde, deci putem să facem și un fel de smoothie sau sucuri verzi și le folosim, da? Foarte eficiente sunt semințele de urzică. Chiar și deja planta verde foarte bine amestecată împreună cu ovăz. Ea reglează în primul rând la nivelul hormonal.
În pătrunjel frunzele, deci bine merge cu lucerna împreună cu lămâie sau cu grefă. Dietă, în dietă importantă, vitamina E, ulei de cătină, deci semințe de dovleac care sunt bogate în vitamina E, zinc, vitamina B, vitamina C, neapărat vitamina D. Spirulină. Eu aș recomanda de luat spirulină câte 1000 de miligrame de 2 ori pe zi, dimineața, seara, minim 30-90 zile. Da? Ele se fac prima dată dacă luăm 3 luni, deci următoarea se face peste 6 luni și se face de 2 ori câte 3 cure pe an. Dar în dependență de gravitatea fiecăruia din ceea ce avem noi. Curc polen, deci aș face după schema pe care o folosesc eu, polen, lăpciori de matcă, propolis și cumiere. Deci folosește fiecare dimineață câte o linguriță pe nemâncat, lingură masă, adică 15 ml, timp de 30-60 zile. Fitoterapie neapărat se folosește, da? Zmeur, neapărat salvie, bine merge. Și este important atunci când noi avem o dificultate pe sistemul nostru hormonal, deci iarăși cum am menționat, de fiecare dată menționez, facem masaj, compresie cu uleiuri esențiale. Iată, în regiunea dată, unde sunt situate gonadele noastre, deci glandele hormonale, se fac băi călduțe, putem să facem chiar și o zochirit cu parafină, stropită intern cu uleiuri esențiale și am înfășurat piciorușul și îl ținem 15-20 de minute. Deci foarte bine ajută. Deci cam asta am vrut să spun astăzi despre patologiile sistemului hormonal. Dacă aveți întrebări, dacă apar întrebări pe parcurs, le așteptăm în comentariile de la filmulețul de pe Facebook. nicio problemă. Da. Dacă nu este clar ceea ce am zis despre fibroame, endometrioză, endometrită, deci prolaps, deci ele sunt mult mai multe patologii situate, colouterin, chiar același colouterin, vagin, uter, dar eu am luat cele mai complicate, care duce la infertilitatea feminină, da? Deci cele care duc la momente care ajungem până la extirparea deci, organelor feminine. Deci este foarte important să fim foarte atenți. Reglat la timp cu normă estrogenii, fiindcă estrogenii de fapt ne aduce foarte multe așa, discrepanță în organism. Deci permanent faceți analiza estrogen, progesteron. Deci ei trebuie să fie practic în același mărime, același gramaj, hai cum zic eu, în același gramaj. Atunci când îi prevalează, deci de fapt deja este o dificultate. Deci avem printre pacienți care au înlăturat trompa uterină, da? Dar de fapt a rămas o trompă uter, o trompă și ovar, deci care este intact, celălalt fără trompă, el începe încetişor să se usuce. Deci, de fapt, deja noi avem o dificultate. Deci, trebuie să ajutăm organismul nostru. Deci, ne ajutăm sistemul hormonal ca să putem să elibereze în organism, să elibereze estrogenii și progesteronii cu uleiuri esențiale, cu plante naturale. Nu mai am rugăminte. În cazul dat, când se depistează endometrioza, deci am evidențiat estrogenul să fie exclus, da? Deci progesteronul reglat, și neapărat ficatul și o deparatizare. Deci atunci, și în fibrom, tot asta foarte bine merge. Atunci vă garantez că nu o să fie dezvoltare așa în masштаб mare. Endometrioza, deci e mai complicată, deci e mai dificilă. Și foarte atent cu ea, fiindcă ea se mulțește, e un parazit, eu așa o numesc, un parazit care se mulțește. Mulțumesc tare mult, Galina!